România. Mă bucur că continuăm această serie de conferințe și avem în plan să mai avem câteva ediții anul acesta. Eu sunt Cosmin Perța și alături de mine este doamna Magda Cărneci, președintă de onoare al PEN România, prozatoare, poetă, critic de artă, curator de evenimente culturale, una dintre cele mai constante și mai vizibile prezențe din cultura română a ultimilor 50 de ani, aș zice. Păi dacă socotim din anii 80 încoace, acolo suntem. Și tocmai de aceasta cred că este omul cel mai potrivit să ne vorbească despre prezența scriitoarelor în literatura română. Sau nu numai scriitoarelor, prezența artistelor. Prezența femeilor în cultura contemporană și evoluția acesteia în ultimele decade, în ultima sută de ani, spune doamna Magda Cărneci, pentru că este o problemă spinoasă. E o problemă spinoasă, în primul și în primul rând, pentru că feminismul, deși a existat la nivel teoretic prin unele exponente, ca Sofia Nădejde la noi, a fost una dintre teoriile care s-au împământenit destul de greu, în special în perioada comunistă, care a fost o perioadă condusă, evident, de bărbați. După anii 90, feminismul a început să capete puțin mai multă vigoare, un pic de vlagă, ajungând la o mică explozie, aș spune, la începutul anilor 2000 și ce s-a întâmplat după anii 2000. M-am confruntat deseori cu opinii ale, nu doar bărbați, ale diferitor persoane de rang din cultura română, care ajung să afirme, bun, domnule, dar ajunge și cu feminismul ăsta. Adică tot vorbim despre femei deja de atâtea zeci de ani. Ele sunt aici, au aceleași drepturi ca și noi. Nimic nu este în neregulă. Lucrurile nu sunt tocmai așa. Și mai este un lucru pe care trebuie să-l subliniem, și anume că pentru a se crea un reflex cultural, pentru ca acel reflex să ajungă la stadiul de normalitate, e nevoie de câteva generații. Prin urmare, nu este niciodată momentul să ne oprim acum să vorbim despre rolul femeilor în cultura contemporană. Va trebui să facem lucrul acesta probabil încă 2-3 generații ca să ajungem la acea zonă de echitate despre care cei care incriminează această mișcare vorbesc. Nu mă lungesc foarte mult, o să-i dau cuvântul doamnei Magda Cărneci pentru a ne prezenta o panoramă sau un mic istoric al prezenței feminine în cultura contemporană. Mulțumim! Mulțumesc, Cosmin Perța, și vă mulțumesc că sunteți aici prezenți. Aș vrea să pun această prezentare pe care o fac în seara asta sub egida PEN International, pentru că e o conferință PEN România. PEN România ține de Organizația Mondială a Scriitorilor PEN International și pentru că în interiorul acestei mari organizații, care are 100 de ani vechime, există un comitet numit Comitetul Femeilor Scriitori, Women Writers Committee, care a fost creat abia în 1991. Deci din 100 de ani, gândiți-vă, abia în 1991 s-a creat un comitet care să aibă ca scop promovarea femeilor. Nu doar protejarea lor, apărarea intereselor lor, dar promovarea lor ca scriitoare. Pentru că există un decalaj enorm istoric între soarta creatorilor bărbați și soarta creatorilor femei. Și când am fost președintă a PEN România, m-am ocupat cumva de acest comitet care e foarte activ, foarte bătăios și care are antene pe toate continentele.
este comitetul cel mai dinamic, dacă vreți, din PEN Internațional, din cauza că femeile se simt motivate să-și facă simțită prezența și acolo unde există comitete de acest fel, lucrurile merg foarte bine. PEN-urile naționale respective sunt vii, pentru că au substanță, au motivație, au tensiune. Din această pricină m-am gândit să vă citesc în seara asta un, așa zis, raport despre literatura scrisă de femei în România în ultima sută de ani. E un text care pleacă de la un raport pe care eu l-am făcut pentru o fundație germană acum câțiva ani și pe care l-am adaptat acum pentru acest moment din 2024 și pentru scopurile acestei serii. Am să-l citesc, o să dureze cam 20 de minute, cred, și sper să rezistați până atunci. Alergătoarele de cursă lungă. Literatura scrisă de femei în România de ieri și de azi. Dacă ar fi să încep cu primul nume feminin care îmi vine în minte în legătură cu literatura română modernă, acesta ar fi fără îndoială cel al Veronicăi Micle din a doua jumătate a secolului XIX. Și aceasta nu pentru că ar fi fost o mare poetă, ci pentru că a fost iubita lui Mihai Eminescu. Frumoasă, talentată și independentă pentru acel timp, Veronica a rămas întotdeauna în umbra legendei marii pasiuni care o lega de poetul național al românilor. O serie inedită de scrisori între cei doi iubiți, publicată acum niște ani, prin 2000, a provocat comice reacții indignate din partea unor comentatori care vituperau liberinajul Veronicăi față de cel mai mare poet al nației, reproșindu-i retroactiv infidelitatea față de omul complet al culturii române. Astea sunt ghilimele. Asemenea reacții, după vreo 130 de ani de la întâmplările cu pricina, dincolo de reticolul lor, spun ceva despre lentoarea cu care evoluează percepția rolului și poziției femeii într-o cultură post-patriarhală și cu sechele naționaliste de tip comunist ca cea română, bântuită încă de multe ipocrizii și complexe. Cu toate acestea, au existat suficiente românce care au scris poezie și eseu, teatru și proză de la finele secolului XIX și de-a lungul secolului XX, așa cum diverse istorii literare și antologii o atestă, deși cu destulă parcimonie. Interesanta mișcare de avangardă interbelică românească, devenită celebră pe plan internațional, conținea în rândurile ei și femei, care însă au dispărut pe parcurs. Problema e că ierarhiile și canoanele literare stabilite în prima și a doua jumătate a secolului XX au selectat și impus prin repetare constantă prea puține dintre ele. Listele de nume care ne vin automat în minte când e vorba să recităm mecanic figurile reprezentative în ghilimele ale modernismului românesc, de pildă, conțin un număr infim de femei. E ciudat să constați că în domeniul poeziei, genul cel mai frecventat în general de femei, canonul primei jumătăți a secolului XX nu conține niciunul alături de cei patru mari, Arghezi, Barbu, Blaga, Bacovia, mai încapă încă câteva nume de poeți bărbați mai puțin amintite, dar nicio femeie. În schimb, în proză stăm mai bine, căci canonul literar acceptat cu de multe decenii și predat deja în la zeci de generații de elevi, conține o femeie, Hortensia Papadat Bengescu, o doamna a literaturii române, ale cărei romane au explorat cu curaj psihologic și finețe scripturală diversele fațete senzoriale și emoționale ale feminității, dar și ale masculinității,
claselor aristocrată și burgheză din România anilor 1920-40. Alături de ea, pentru această perioadă interesantă de occidentalizare rapidă, ar trebui poate să amintesc numele altor prozatoare ca Alice Botez, Cela de la Vrancea, Ariet Ivan Stal, Cela Serghi sau Ioana Postelnicu. Problema care mina atunci afirmarea mai decisă, constantă și public recunoscută a femeilor în spațiu literar, ca și în alte domenii de altfel, era, cred, cea exprimată de metafora alergătoarelor de cursă lungă, pe dos, adică neputința unei cariere independente și de lungă durată, cu alte cuvinte, dificultatea profesionalizării și a unei competitivități reale, datorate, bineînțeles, unei dependențe materiale și juridice quasi-totale, care supunea femeile prea mult rolului de soții și de mame, deși destul de puternică și de bine organizată, mișcarea feministă din România, interbelică, condusă de femei remarcabile, provenind din lumea bună sau din spectrul politic de stânga, nu a reușit să schimbe prea mult datele locale puțin încurajatoare ale accesului egal la educație și la drepturi politice al femeilor de atunci, deși România s-a situat pe un loc totuși bun din acest punct de vedere în Europa anilor 1930-40. Mai sar peste unele capitole, unele paragrafe și peste notele explicative din josul paginii. Ce se întâmplă odată cu instaurarea comunismului după 1945 e un dezastru și în plan literar, nu doar politic. Căci modernismul abia înflorit înaintea războiului e brusc înghețat de valul realismului socialist din anii 50. Acesta va lansa, între altele, o serie de nume de poete, celebre în epocă, ce vor avea ulterior cariere mai mult sau mai puțin recunoscute. Nina Casian, Maria Banuș, Veronica Porumbacu sunt printre altele. Odată cu mijlocul anilor 60, linia modernistă va fi din nou reluată și amplificată, chiar dacă într-o formă controlată politic și în cadrul unei ideologii totalitare simpliste. Aceasta preconiza totuși, cel puțin teoretic, o egalitate de șansă între femei și bărbați, deși cu mijloace inadecvate, impuse, polițienești. Acest modernism regăsit, clamat ca auroral de unii, denunțat de alții ca îmblânzit, dresat, academizat, va aduce și promovarea mai susținută a mai multor scriitoare, din care câteva vor deveni ulterior repere ale celei de-a doua jumătăți a secolului 20. Ana Blandiana, Ileana Mănâncioiu, Constanța Buzea, Florența Albu, Nora Iuga pentru poezie, Dana Dumitrescu, Ileana Vulpescu, Alice Botez pentru proză, Lucia Demetrius sau Ecaterina Oproiu pentru teatru, Zoie Dumitrescu-Bușulenga, Ileana Vrancea sau Vera Călin pentru istoria și teoria literară, etc. După un moment excepțional de deschidere politică și culturală în 1968 și câțiva ani după aceea, când buna parte din aceste scriitoare s-au afirmat, numărul femeilor care intră pe scena literară în anii 70 va fi destul de mare, în ciuda unui regim politic din ce în ce mai tiranic și a claustrării progresive a României față de cursul lumii europene. Putem aminti aici poete ca Angela Marinescu, Daniela Crăsnaru, Ioana Crăciunescu, Doina Uricariu, Liliana Ursu, Cornelia Maria Savu, Grete Tartler, Gabriela Meninescu sau prozatoare ca Gabriela Dameșteanu, Maria Luiza Cristescu, Adriana Bitter sau critici și istorici literari ca Ioana M. Petrescu, Irina Petraș, Elena Tacciu,
Roxana Sorescu și altele. Dar abia către anii 80 se produce, cred, o schimbare mai profundă sau mai evidentă de paradigmă estetică și culturală, ce va atrage după sine și modificarea substanțială a procentajului și statusului femeilor în câmpul literar românesc. Este epoca în care, în lumea întreagă, se produce accesul masiv al femeilor pe piața muncii. Este momentul în care se afirmă așa numita generație 80, ce va propaga activ idei culturale și modele literare provenite din ambianța internațională a postmodernismului. Reușind în ciuda izolării țării să se sincronizeze relativ cu dezbaterea de idei din lumea americană și vest-europeană, această generație a militat în felul în care se putea atunci, prin teoreticienii, scriitorii și artiștii ei, pentru pluralism estetic și implicit politic, pentru apropierea dintre cultura înaltă și cea joasă, pentru toleranța față de formele culturale necanonice și implicit non-oficiale, fie ele manifestări ale culturii populare, de masă, fie ele produse ale subculturilor minoritare de tot felul. Produsele literare ale acestei generații 80 au propus versiuni scripturale alternative, adeseori marginalizate la cultura oficială, aflată ca și regimul ceaușist într-o fază închistată, manierizată, finală. Am debutat în cadrul acestei generații și, personal, mă simt în continuare solidară cu influxul major de schimbare pe care ideologia postmodernistă, tolerantă și relativistă, l-a adus în structurile culturale românești, în urma racordărilor din ce în ce mai strânse, după Revoluția din decembrie 1989, la enormele transformări civilizaționale ce afectează în prezent lumea întreagă și în interiorul cărora vizibilitatea și influența femeilor se află într-o creștere exponențială. Bulversările intervenite în anii 90 în cultura română sunt la rândul lor enorme. Totul a devenit mult mai dinamic, mai contradictoriu, mai fluid și mult mai complex. Fiecare domeniu artistic arată ca un câmp de luptă accidentat. Luptă între o epocă estetică în declin și una nouă în emergență, conflicte între intelectualii pro-europeni și pro-liberali cu cei neoconservatori sau neotradiționaliști, sau lupte între, pe de o parte, reprezentanții ai generațiilor mai vechi și, pe de altă parte, generațiile mai tinere, dezinhibate și cosmopolite, integrate, cel puțin mental, într-o lume lărgită, dominată de comunicarea instantaneizată și multimedială, îmbibată de cultura media și de civilizația computerului. Aceste generații recente sunt mai influențate de modele literare, vestimentale, muzicale, ale unei world art, art globală, propagate prin mass media internațională, decât de convențiile estetice locale, și manifestă un apetit crescut pentru o transestetică mondială și pentru un globalism mentalitar. În cadrul acestor vaste schimbări aflate într-o desfășurare accelerată, numărul și rolul femeilor e din ce în ce mai pregnant. Sociologic vorbind, masa numerică necesară, pragul cantitativ fiind trecut abia în anii 90 sau de atunci încoace, competitivitatea și respectabilitatea femeilor sporește continuu. Chiar dacă mentalitatea comună și obișnuințele culturale anterioare încă întârzie să recunoască masiva intrare a acestora pe poziții cheie,
în, de pildă, televiziune, presă și radio, în afaceri și din ce în ce mai mult în politică, în administrația și managementul cultural, în teatru, muzică, arte plastice și, nu în ultimul rând, în literatură. Întrerupt brutal de comunism, dispărut cu totul din orizontul românilor și mai ales al româncelor până la luna decembrie 1989, feminismul, militant și academic, și-a făcut și el reapariția în anii 90 printr-o serie de ONG-uri, publicații și catedre universitare, dar lupta sa pentru conștientizarea condiției încă dificile a marii mase a femeilor, pentru eliberarea de stereotipuri inculcate prin tradiție și educație, pentru recunoașterea și implementarea reală a tuturor drepturilor lor, ca și pentru recuperarea memoriei contribuției istorice a femeilor în diverse domenii, lupta asta e departe de a fi încheiată. În cultura română, care privilegiază în continuare literații față de alte categorii de intelectuali, cum ar fi filozofii, politologii, sociologii, statisticienii, oamenii de știință, teoreticienii de toate felurile, scena literară e cea care dă tonul dezbaterilor ideatice și care impune noile ierarhii de nume. Aici se manifestă în ultimii ani o serie de femei remarcabile și combative care încep să erodeze și să modifice treptat percepția comună asupra preeminenței culturale masculine. Sunt în continuare active nume sonore ca poeta Ana Blandiana, care a avut și un influent rol politic în România anilor 90, prozatoarea Gabriela Dameșteanu, fost redactor șef al celui mai stimat săptămânal sociopolitico-cultural Revista 22, alături de care simt nevoia să amintesc aici numele Doinei Cornea, profesoara de literatură și traducătoarea, devenită legendară datorită disidenției curajoase din anii 80, rămasă și în prezent un raper moral respectat, chiar dacă a plecat dintre noi. Dar pentru mine personal, modelul feminin cel mai puternic rămâne Monica Lovinescu, celebrul critic literar și comentatoare la radio Europa Liberă, datorită căreia mediul literar românesc și o bună parte dintre români au putut respira cu mai mult adevăr și mai liber în timpul comunismului și al războiului rece. Să menționăm aici câteva poete importante ale generației mature sau senioare, ca Angela Marinescu, sau Constanța Buzea, Ileana Mărâncioiu și altele, încoronate cu Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu. Contribuțiile unor femei remarcabile sunt inconturnabile în diferite domenii, precum Irina Mavrodin pentru traductologie, Adriana Babeț, Irina Petraș, Marta Petreu pentru eseu, Monica Spiridon pentru teoria literară, Irina Nicolau pentru scritura etnologică, Smaranta Vultur pentru scritura antropologică, Anca Manolescu pentru literatura teologică, Ioana M. Petrescu, Zoe Dumitrescu-Bușulenga sau Dana Dumitriu pentru istoria literară. Pentru politologie aș aminti aici contribuțiile Alinei Mungiu-Pipiti și Mihaelei Miroiu, pentru teoria și scritura feministă pe Laura Grunberg și iarăși pe Mihaela Miroiu sau Oana Băluță, iar pentru publicistica politică pe Tia Șerbănescu, Andreea Pora, Rodica Culger sau Mariana Șipoș. Să amintim apoi o serie de critici și istorici literari remarcabili, afirmați mai ales în ultimele două decenii, precum Carmen Mușat, Tania Radu, Laura Pavel, Sanda Cordoș, Gabriela Gherghișor sau Ioana Pârvulescu, și mai tinerele, relativ Ioana Bot,
Nicoleta Sărcudeanu, Mihaela Ursa, Iulia Popovici, Bianca Burțat-Cernat sau Grațiela Benda, între alte voci promițătoare. Libertatea de spirit și aplombul de care dau dovadă aceste intelectuale, ajunse la maturitate și în diverse poziții universitare sau instituționale, spun mult despre schimbarea din mers a unor trăsături, așa zis, imuabile, ale unui vag și retractil etern feminin. Câteva din cele mai bune reviste socioculturale și literare apărute după 1989 sunt sau au fost conduse de femei. Revista Apostrof de la Cluj a fost creată și condusă până de curând de poeta și eseista Marta Petreu. Revista Timpul de la Iași a fost condusă o vreme de publicista Gabriela Gavrilă. Secolul 20 de la București este condus de eseista Alina Ledeanu. Observator Cultural din București are ca director pe Carmen Mușar, iar revista 22 de la București a fost condusă pe rând de Gabriela Dameșteanu, Rodica Palade și Andreea Pora. Eu însă mi-am co-condus revista Artelier și conduc revista Arta din 2010 și până în prezent. Revenind la poezie și proză, aici prezența numelor feminine este încă și mai evidentă. Unele din poetele debutând în anii 70 și 80 și-au continuat cariera poetică în paralel cu asumarea unor lor roluri diplomatice și culturale după 1989, precum Ioana Ieronim, Grete Tardă, Doina Uricariu, Daniela Crăsnaru, Elena Ștefoi, Denisa Comănescu. Dacă în anii 80 un volum colectiv de poezie obzecistă intitulat 5 conținea o singură poetă, Mariana Marin, iar o celebră antologie de proză obzecistă din 1983, intitulată De Sand, nu conținea nici un nume de femeie, un fenomen interesant al ultimului deceniu este cel al poetelor care au trecut cu brio la proză, genul cel mai proeminent și de viața românească actuală. Romanele semnate de poetele Simona Popescu și Ruxandra Cesereanu, ambele afirmate în anii 90, au făcut valuri la apariția lor. Pe lângă ele, mai trebuie amintite romanele poetei Nora Iuga din generația seniorilor sau ale Marianei Codruț și Dora Pavel din generația 80-istă. Alte prozatoare mai recent afirmate sunt Alina Nelega, venind dinspre dramaturgie, ca și Doina Ruști de altfel, Cecilia Ștefănescu venind dinspre ziaristică sau Ioana Drăgan venind dinspre lumea televiziunii și diplomației. Și totuși, într-o cultură a pudorii, între ghilimele, cum era și mai este încă cea română, o pudoare ipocrită, moștenită din epoca comunistă și dintr-un conservatorism cu rădăcini mai atunci în tradiția locală, taburile legate de feminitate și de condiția social, politică, morală, religioasă și spirituală a femeii, chiar dacă puternic zdruncinate, nu sunt deloc eliminate. Categoria romanului feminist, între ghilimele, e încă incipientă în România, deși au apărut unele titluri. O tematică și o scritură feminină, între ghilimele, care să militeze din interiorul discursului literar pentru o transformare profundă și în același timp nuanțată a percepțiilor senzoriale, trăirilor psihologice și a categoriilor noastre mentale, încă puternic marcate patriarhal, rămâne un fenomen destul de rar, deși din ce în ce mai prezent. În anii 90-2000, temele copilăriei, pubertății și adolescenței au fost explorate frecvent și dincolo de prejudecățile moștenite din comunism în multe din romanele scriitoarelor debutante sau nu, dar și a scriitorilor de altfel. Amintesc aici romane ca Tricefalos de Ruxandra Cesereanu, Exuvii de Simona Popescu, Legături bolnăvicioase de Cecilia Ștefănescu sau Fem de Subsemnata, pentru promoțiile literare 80-90, sunt doar câteva exemple,
care au explorat într-un mod curajos, dezinhibat și în același timp cât se poate de feminin, zonele copilăriei, pubertății și adolescenței. Din anul 2010 încoace, o falangă de tinere scritoare se orientează cu curaj spre zonele mai sensibile ale primei tinereți, eroticii feminine adulte sau chiar lesbianismului. Amintesc aici doar pe Alina Nelega cu Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, sau Sasha Zare cu romanul Dezrădăcinare din 2022. Dar mai pot fi amintite romanele Păpușile de Cristina Nemerovski sau Gândurile unei lesbiene de Alexandra Toater. N-am să mai citesc chiar toate numele. Cu toate acestea, asumarea declarată și consecventă a unei poziții feministe sau pro-feministe e încă rară printre scriitoarele românce. Explorarea trupului, a inconștientului și meandrelor psihologice, avansarea unui imaginar și a unei mitologii specifice, ieșite de sub prejudecata legii tatălui între ghilimele, se află și ele, cum am menționat, la început de drum, dar avansează temeinic. Formele recente de postfeminism și ecofeminism sunt încă puțin cunoscute, deși literatura internațională despre feminism a început să fie tradusă mai sistematic în românește. Corectitudinea politică e greșit înțeleasă și e ridiculizată ades. Eu însă, când sunt întrebată, mă declar doar ca o feministă pasivă sau feminin-feministă, după ce în anii 80 am fost o feministă larvară, iar în anii 90 o feministă activă. În general vorbind, nu e întâmplător că după cenzura politică, după ideologia atee și după putimbondăria morală a perioadei comuniste, anii 90 au fost marcați în literatura română de explozia haotică și de explorarea dezinhibată a temelor politice, religioase și sexuale, uneori în mod excesiv și chiar vicios, la limita anarhismului, nihilismului și chiciului. Cum am menționat, câteva literate românce au participat din plin la voga prozei despre corporalitatea și sexualitatea diverselor vârste ale umanului în varianta feminină. Dar e interesant de observat că adeseori ele au trebuit să-și ia în interiorul cărților lor sau public măsuri de precauție, de siguranță, pentru a fi acceptate sau pentru a nu buscula prea tare moralitatea culturală autohtonă. Pentru valul de romanciere apărute în anii 2000, care au asumat într-o anumită măsură puncte de vedere mai radicale legate de condiția femeii în ultimele decenii, putem menționa aici pe Florina Ilis, Simona Sora, Claudia Golea, Ioana Nicolae, Ioana Băiețică, Ștefania Mihalache, Ioana Bradea, Cristina Ispas și altele. Pentru o bună parte a publicului cultural, ca și a unora dintre actorii câmpului literar român, distincțiile dintre literatură feminină, între ghilimele, și literatură scrisă de femei, sau între scriitură feminină, în ghilimele, și scriitură feministă, rămân încă vagi și discutabile. Traducerea masivă a unor titluri celebre ale literaturii erotice universale abia deschide calea unei înțelegeri mature a acestui gen și a problematicii autoriale din spatele lui. Statutul scriitoarelor femei și al literaturii lor pare în continuare o cucerire ce trebuie apărată sau măcar amintită și reiterată, dacă e să luăm în considerație câteva anchete pe acest subiect lansate în ultimii ani de reviste precum Analize, unica revistă feministă din România, online, sau de revistele literare Steaua în anul 2001 și 2017, Discovolul în anul 2004, Observator Cultural în anul 2018 sau Vatra
ultima sa anchetă fiind în anul 2023. Din anul 2000-2010, deci, o nouă pleiadă de poete și prozatoare a irupt pe scena culturală românească, aducând un aer mult mai firesc, mai dezinhibat asupra condiției feminine generice sau locale și o atitudine mult mai normalizată și mai solidară asupra locului lor în țesătura culturală contemporană. Poete ca Ruxandra Novac, Alina Purcaru, Elena Brădăreanu, Svetlana Cârstean, Miruna Vlada, Lia Faur, Gabi Eftimie, Diana Giacăr, Olga Ștefan, Rita Chirian, Cosmina Moroșanu, Medea Iancu și multe altele pe care nu mai apuc să le menționez acum, au adus un suflu nou de autenticitate în biografismul mizerabilist, între ghilimele, a generației numite 2000-iste, un suflu care vine tocmai din autoscopia detaliată și curajată și curajoasă a condiției feminine din ziua de azi. Același lucru se poate spune despre noile prozatoare ale ultimilor 15-20 de ani. Corina Sabău, Veronica Niculescu, Ștefania Mihalache, Moni Stănilă, Maria Manulescu, Raluca Noi, Paula Erizanu, Sasha Jare, Sasha Zare, Cristina Ispas, Diana Epore, dintre care multe au debutat ca poete. Antologiile de literatură semnate de femei, precum, citez, Un secol de poezie română scrisă de femei, cu cele trei volume ale sale coordonate de Alina Purcaru și Paula Erizanu, apărute în 2020-2021, sau Retroversiuni, antologie de poezie scrisă de femei, coordonată de Cristina Ispas și apărută în zilele astea, dar și altele. Am o întreagă listă aici, dar am să vă scutesc de ele. Constituie un alt fenomen interesant al ultimilor ani. El nu reprezintă, ca altă dată, o, între ghilimele, segregare sau autosegregare a femeilor scriitoare față de câmpul literar total sau masculin, ci denotă, după părerea mea, un început de siguranță de sine pe baza recuperării unui capital simbolic venit din istorie și tradiție, acumulat în ultimii 30 de ani, o maturizare culturală și o recunoaștere la o scară mai largă, întrucât pun la dispoziția publicului o producție surprinzător de bogată, dar și istoria acestei producții. Premiile Sofia Nădejde pentru literatură scrisă de femei au constituit pentru anii 2018-2022 un alt mare pas înainte în instituționalizarea unei recunoașteri publice specifice a producției literare feminine, în condițiile în care dominația scriitorilor la marile premii este, cu unele excepții, aproape totală. Premiile reprezintă și o formă de solidaritate feminină intergenerațională, care recunoaște diversitatea enormă, dar și calitatea din ce în ce mai performantă a producției literare a femeilor. A crescut de asemenea îmbucurător numărul de licențe, disertații și teze de doctorat care și-au ca subiect femei scriitoare, ceea ce denotă o creștere de prestigiu sau de capital simbolic, cum spuneam, a acestei părți a câmpului cultural românesc. Și pot să amintesc aici, de pildă, fotografie de grup cu scriitoare uitate, proza feminină interbelică de Bianca Burța Cernar sau ipostaze ale liricii feminine obzeciste de Anca Puca și altele. Câteva scriitoare au ajuns și în unele manuale școlare alternative. Dar, ne punem întrebarea retorică, oare când se va aventura un istoric literar femeie să rescrie o istorie a literaturii române care să recupereze alte scriitoare căzute deocamdată în uitare și să recalibreze ierarhiile de nume care ne bântuie automat memoria și în care
predominanța masculină rămâne covârșitoare. De curând, am găsit deja un prim răspuns pozitiv în volumul dedicat poetelor de azi, intitulat Vocile Penelopei, tonuri și accente în poezia contemporană românească, semnat de universitara timișoreancă Grațiela Benga. Importantă, esențială chiar, este cunoașterea acestor cercetări la nivelul publicului mai larg, prin mass media, și mai ales introducerea acestor nume și noi ierarhii literare la nivelul programei școlare și al profesorilor de literatură română, cei și cele care transmit listele de nume și scările de valori de la o generație la alta. Important mi se pare ca scriitoarele însele să internalizeze propria lor arheologie culturală și să o manifeste constant cu mândrie. Pe lângă asta, mi se pare că și atitudinea scriitorilor bărbați, mai ales din generațiile recente, după anul 2000, aș zice, a suferit o modificare progresivă în sensul acceptării parteneriatului egalitar al femeilor și al depășirii multor prejudecăți mentalitare. Lumea scriitoarelor e deocamdată mai puțin concurențială ca lumea scriitorilor și mai deschisă spre solidaritate de gen și de breaslă. Iar când îi observ pe unii dintre colegii mei scriitori de 25, 30, 45 de ani de azi, atenția plină de umanitate și fair play-ul lor față de colegele scriitoare depășesc așteptările și imaginația mea, umplându-mă de un fel de smerenie. Totuși știu că misoginismul nu a dispărut, dar, cum spune Mihai Iovanel, a devenit mai subtil, mai soft. E un mare pas înainte. Cred că de la scriitoare din prima jumătate a secolului 20, la cele contemporane, din primul sfert al secolului 21, ceva esențial s-a schimbat. Ele pot deveni acum mai mult, mult mai mult ca înainte, alergătoare de cursă lungă. Metafora cu care am început acest text. Într-o țesătură socială și profesională mult mai favorabilă, mai echitabilă, deși departe de a fi perfectă, pentru apariția căreia feminismul ultimilor 40-50 de ani a jucat un rol capital, scriitoarele de azi au șanse mult mai mari de împlinire profesională și existențială. Ele pot dezvolta cariere îndelungi și rotunde, fără să-și neglijeze feminitatea sub niciun aspect, cu condiția de a-și asuma cu curaj și inteligență atât independența cât și responsabilitatea față de sine, în primul rând, ca și față de ceilalți. Dar mai ales cu condiția de a-și asuma specificitatea, fără să evite prea mult, cum încă se mai întâmplă, teme, scrituri și modele de carieră masculină, de carieră masculine și din potrivă riscând să-și manifeste mai deschis în operă ca și în viață creativitatea și originalitatea. De la emanciparea uneori excesivă a elementului masculin din femei, la care asistăm din plin de câteva vreme în toată cultura euroatlantică, și care constituie o fază poate necesară în regăsirea unui echilibru de forțe între cele două sexe, un echilibru pierdut de foarte de mult, va trebui să avem curajul să suscităm mai activ și mai conștient în viitor emanciparea elementului feminin, armonizator, empatic și spiritualizator din creativitatea tuturor oamenilor. Următoarea remarcă. Statisticile arată că România este în continuare pe ultimele locuri din Uniunea Europeană în ce privește numărul femeilor în funcții de conducere sau în Parlament. În ciuda impresiei puternice pe care o fac câteva femei din spațiul public, în ciuda exploziei de creativitate din rândul creatoarelor și artistelor de toate felurile, mai rămâne încă mult de făcut pentru a încuraja o participare egală, reală a femeilor la binele public
și pentru o schimbare reală a condiției femeilor din zonele defavorizate ale societății. Dar cred că suntem pe drumul cel bun. Cred că am intrat într-o primă fază adultă, cantitativ și calitativ, a conștiinței de sine și a străiturii feminine din România. Dar lupta continuă. Mulțumesc! Mulțumim, Magda Cărneci, pentru această panoramare excelent documentată și mai ales minunat comentată. Absolut necesară și cred că textul